Dar aici să-l dă rețeta mea spune și bine v-am găsit la o nouă serie. Astăzi vă jucam un joc horror numit Outlet, după cum puteți vedea și voi. O să mă sperii foarte, foarte, foarte rău. Oh my fucking god, nu vine să cred că joc acest joc. Nu vine să cred, nu mi-a venit chiar să cred că o să voi juca acest joc. Dar da, să-l joc. Oh my god. Este foarte frică. Am mai jucat jocul ăsta, dar o să fie foarte frică. Massive Azure. Astăzi suntem singuri pentru că Filip are și Alex. I-am dat block pentru că toți îmi făceau spam și nu mă lăsau să filmez. Adică da. Ok. Și camera. Pururam pum 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 pum. Aha. Hai mă, ieși din mașina asta, băule, hai. Ieși. Nu prea, cred că o să terminăm noi jocul prea curând, pentru că mie mi se foarte frică, nu prea îmi plac mie jocurile horror. Da, o fac eu pentru voi. Bă, ce unitate purâtă. What the fuck? Nu știu, am vrut. Dar nu mi-a plăcut deloc. Cineva acolo. O să pe cineva acolo. Mi-e frigă. De ce m-ați spus să joc acest joc? De ce m-au spus să joc? Să jucăm mult în primul episod, dar să jucăm puțin și dacă o să vă placă, dacă o să văd că ați apreciat această serie, o să filmez în continuare. Nu-mi place melodia asta. No, my fucking god, am văzut. Bă, bossul, de ce ai făcut? Ce m-am speriat? Aia! Am mai jucat puțin jocul ăsta la Bărâmiu, numai că mi-a fost foarte frică și n-am trecut de o fază. Da, mi-a fost foarte frică. Oh shit. Deci mie îmi este foarte frică. Vreau să văd măcar dacă filmez. Da, filmez. E bine. Return to game. Ma. Oh shit, ce s-a întâmplat? M-a speriat de moarte. De sânge. Vrea să fiu și cu Filip, numai că îi făceau gălăgie. Trebuie să iau pe aici. Oh fuck. Ah, creepy rău televizorul ăla. Foarte creeperată televizorul ăla. Te-ai încăcat. Oh my god.
știu ce am încărcat bateria, dar nu contează. Stai acolo. N-ai voie să vii la mine. Nu, boss. Nu. Arată creepy rău locul ăsta. Creepy. Ce înseamnă asta? Oh my god. Saving. Când scrie saving, sigur se va întâmpla ceva horror. So. Fuck you. Oh shit, oh shit. Ce e ala, mă, frate? Mă, nu știu cum să iau. Ah, nu-ți pun, aolo, fugi, fugi, gogoie, fugi. Scapă de... Ei. Ce, mă? Bă, ce-ai făcut, mă? Ce jigos, bă. Până aici, ia să dăm play asta, numai că am jucat până într-un anumit moment, pentru că m-am speriat foarte tare și n-am mai jucat. Iar mi-a dat saving. În timp de easy lo- security control to unlock the main doors. The fuck? Ai, mamă, pe bune. Ceva. Închis ușa. Oh my god. Frică. De ce joc jocul ăsta? Nu știu. Nu vreau să joc, mi-e frică. Bă, nu, eu nu-ți fii tare. Trebuie să-ți fie frică. Oh my god. Oh my god, am avut ceva creepy aici. Oh my god, nu spune că merg la ăla. Oh my god. Băi, ce ești, mă, pe aici? Mort? Ah, e bine. Păi ce-ai făcut? E bine, nu am mai făcut nimic. Na, și mi-am dat să știu după aia. Ăla are chicardul ca să-l aruce ceva pe el.
pasă, nu-mi pasă, te rog, chiar nu-mi pasă. E horror Romeo, e... Da, mă. Mamă, ce film super, la ce vă uitați, bă, 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 ce film tare, bă. Ce faci, mă, aici? Te cași pe tine de frigă? Bine, bă. Acel lumnesc ca un corotilă să ne sperie. Vă spun eu că să ne sperie. De cât faci, îmi pare eu? M-am spus? Ce vrei, mă, tu, Hristosul mătii? Ești du-te de aici. Ești du-te de aici. Borâtul naibii. Du-te, bă, naibii. Uite-o al naibii, sări pe mine. Tu știi, mă, cine sunt eu? Păcat, nici nu știu. Ba, am intrat pe undeva, dar nu mai știu cum să ies. Pă, bune. Aha, pe aici. Aha, și acum trebuie să merg acolo. Ah, stai. Trebuie să merg acolo ca să deschid ușa aia, nu? Da, și am ajuns până aici. Aici să vină grasul ăla. La mine. Închide ușa. Aha, there is sound. Oops. Oh my god. Mamă, acum aici să vine grasul ăla. E gravă treaba. Vino grasul încă, dacă mă ia pe mine mor. Dacă mă ia pe mine mor. Te rog, ia nu mă lua pe mine. Dacă nu mă lua pe mine. Bravo. Eu. Da, băule, sunt acolo. Da, sunt acolo. Chiar sunt acolo. Da, bă, chiar acolo am fost. Pum 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 pum. Așa, hai, fugi, că trebuie să închid filmare. Așa, așa, mai așteptăm puțin să plece asta ca să închidem și noi filmarea aici. Că ne va ajunge pentru un singur episod, m-am speriat puțin. Să vedem noi mai încolo cum o să resperi mai mult, mai mult, mai mult. Da, și cam atât a fost episodul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți episod în continuare de Outlast, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Să mic subscribe dacă se poate. Da. Eu am fost Ionuț, ne-am jucat Outlast azi, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!